Crucea Roșie Română organizează în premieră cursuri de salvatori din apă în cadrul unui proiect pilot ce se va desfășura la Giurgiu. Mai mulți voluntari români și bulgari își vor însuși noțiunile teoretice la tabăra Stejarul de la Bălănoaia, acolo unde vor fi și cazați. Orele de practică vor avea loc la bazinul Școlii Generale numărul 8 din municipiu. În perioada 14-24 noiembrie la Giurgiu se va desfășura proiectul pilot salvatori din apă, organizat de Crucea Roșie Română, în colaborare cu reprezentanții profesioniști din partea Crucii Roșii Bulgaria. La acest proiect participă voluntari din filialele sectoarelor 1-6 București, sector Ilfov și Giurgiu. Giurgiu participă cu 4 voluntari. După cele 10 zile de instruire, voluntarii care vor absolvi cursurile vor primi atestare internațională. Este pentru prima dată când Crucea Roșie Română organizează astfel de cursuri. Cei care vor absolvi după cele 10 zile de instruire acest curs vor fi atestați internaționali de salvatori din apă. Ce înseamnă salvatori din apă, piscine, bazine. Acest proiect pilot se va derula și în vara anului viitor la un nivel mai mare și tot în colaborare cu vecinii bulgari. În cea de-a doua parte se vor implica 11 județe de pe malul Dunării, iar activitățile se vor desfășura în apele bătrânului fluviu.